Singurul portavion al Rusiei, nava Admiral Kuznetsov, este într-o stare atât de proastă încât s-ar putea ca rușilor să le fie mai ușor să cumpere un înlocuitor decât să repare nava pe care o au deja, scriu citarea Insider. În acest scop, un partid politic rusesc a propus ca guvernul de la Moscova să cumpere portavionul ex-sovietic care a fost achiziționat de Beijing de la ucrainieni în anii 90. Când Uniunea Sovietică s-a dezintegrat, Ucraina a vândut Chinei portaavionul Varyag din clasa Kuznetsov. Acum, Sergei Karginov, un deputat rus din Duma de Stat a Rusiei, a propus ca Moscova să cumpere vechiul portaavion de la chinezi. Karginov este un membru al formațiunii de dreapta Partidul Liberal Democrat. A sugerat ca portaavionul să fie redenumit după fostul lider al partidului, Vladimir Jirinovski, care a murit anul trecut, și să devină noua navă admirală a flotei rusești de la Marea Neagră. Nava urma să devină una dintre principalele nave ale Uniunii Sovietice, a spus Karginov. După prăbușirea țării, Ucraina a preferat să o vândă în schimbul câtorva sticle de vodcă la prețul fierului vechi. Aceasta a fost declarația lui. Salutare, bine te-am găsit la un nou episod. Aceasta este doar o singură știre din cele pe care urmează să le discutăm în acest clip despre războiul din Ucraina. Așa că, dragii mei, faceți-vă comozi, dacă pot să spun așa, și haideți să vedem ce s-a mai întâmplat în ultimele informații din războiul din Ucraina și de ce este foarte important să fim atenți la aceste update-uri, deoarece, din câte vedeți și voi, acest război al Ucrainei a influențat economia, a influențat chiar și viața noastră, așa că este bine să fim informați. Directorul CIA, Bill Burns, s-a întâlnit în secret cu președintele ucrainian Volodymyr Zelensky la Kiev, înainte ca Putin să declanșeze invazia anul trecut, ca să-l informeze despre un subiect care a luat prin surprindere pe liderul ucrainian. Rușii complotau să-l asasineze. În cartea sa recent publicată, The Fight of His Life, Inside Joe Biden's White House, autorul Chris Whipple scrie că în timp ce Zelensky respingea public avertismentele venite din partea oficialilor americani, conform cărora Moscova urma în curând să lanseze cea mai mare invazie terestră de la finalul celui de-al doilea război mondial, președintele ucrainian era informat de directorul CIA de faptul că viața sa este în pericol. Planul lui Zelensky cu privire la avertismentele americanilor era să le infirme și să sugereze că Statele Unite ale Americii riscau să creeze panică și efecte negative pentru economia Ucrainei. Dar, potrivit lui Whipple, Burns s-a deplasat la Kiev ca să explice președintelui ucrainian cum stau lucrurile cu adevărat. Dezvăluirile făcute de americani au fost foarte neobișnuite, întrucât oficialii Statelor Unite rare ori împărtășeau informații secrete în public, ceea ce sugerează faptul că Washingtonul avea mare încredere în evaluarea lor a intențiilor Rusiei. A crescut de asemenea bilanțul tragediei din Dnipro, unde o rachetă antiportavion a lovit un bloc de locuințe, 45 de oameni au murit, printre care și 6 copii. Au apărut și imagini cu momentul în care proiectilul lovește blocul, filmate de o cameră de supraveghere dintr-o mașină parcată în apropiere. Iar la Moscova, 4 oameni au fost arestați în timp ce depuneau flori în memoria victimelor atacului din Dnipro la momentul unei scriitoare de origine ucraineană. Mai multe persoane au fost arestate la Moscova în timp ce încercau să depună flori în memoria celor cel puțin 45 de persoane ucise în atacul rusesc cu rachete asupra orașului ucrainian. Dnipro susțin mai mulți activiști pentru drepturile civile. În total au fost efectuate 4 arestări în centrul capitalei Rusiei. Marți seara, a informat Organizația pentru Drepturi Civile OVD Info, informează de pe citată de Ager Press. Un mic memorial fusese ridicat luni seara la baza unui monument dedicat poetei ucrainene, Lesia Ucrainca, a plasat într-un parc din Moscova o fotografie al negru cu blocul distrus din Dnipro și mai multe flori. În orele care au urmat, tot mai mulți oameni au adus flori, unele în culorile albastru și galben, ale drapelului ucrainian, au fost aduse și jucării din pluș memoria copiilor. Morți, mai mulți trecători s-au oprit și au plâns de asemenea. În alte știri, comandamentul aerian aliat al NATO a publicat imagini spectaculoase cu interceptarea unui avion rusesc Suhoi Su-27 deasupra Mării Baltice de către o aeronavă NATO. Avioanele Rafale ale forțelor aeriene franceze, aflate în prezent la baza Siulai din Lituania,
În cadrul misiunii NATO de poliție aeriană întărită, prezintă interceptarea unui avion de luptă rusesc în regiunea Baltică. Se arată într-un comunicat al comandamentului aerian al NATO. Înregistrarea arată momentul în care suhoiul rusesc este interceptat de către avioanele NATO Rafale. La un moment dat, unul dintre piloții francezi zboară în paralel cu avionul rusesc și face o poză acestuia. Misiunile de poliție aeriană întărită au fost instituite de NATO începând cu 2014, după anexarea peninsulei Crimea de către Rusia. Aceste misiuni sunt executate în zona Mării Baltice, zona de implementare Nord și cea a Mării Negre, zona de implementare Sud, care include România și Bulgaria. În alte știri, în evaluarea de miercuri a frontului, ministrul britanic al apărării a transmis că este foarte probabil ca la sfârșitul zilei de 16 ianuarie forțe ucrainene să se fi retras din Soledar, din Donbas, lăsând orașul sub controlul trupelor militare rusești și al forțelor grupului Wagner. Este foarte probabil ca forțele ucrainene să fi stabilit noi linii defensive spre vest, notează britanicii. De asemenea, Londra mai spune că avansul Rusiei asupra Soledar a fost făcut în principal cu forțele Wagner și a fost o operație de sprijin menită să permită eventuala învăluire a Bahmutului, un oraș mai mare, una dintre cele două rute principale de aprovizionare ucrainene pentru Bahmut, se află acum sub o presiune tot mai mare, se mai arată în evaluare. Imaginile din satelit arată că de la începutul lunii ianuarie 2023, sudul și estul orașului Bahmut au continuat să fie supuse unui bombardament intens de artilerie. Este aproape sigur că forțele ucrainene continuă să se apere împotriva forțelor rusești la periferia orașului, mai punctează ministrul britanic al apărării. De asemenea, în cea mai recentă evaluare a frontului, Institutul pentru Studiul Războiului a transmis că Vladimir Putin ar putea anunța un al doilea val de mobilizare zilele acestea, posibil chiar miercuri. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus marți că Putin va ține miercuri un discurs la Sankt Petersburg cu ocazia comemorării a 80 de ani de la ieșirea forțelor sovietice din asediul german al Leningradului, orașul natal al lui Putin. Putin este dreptul folosirii unor date simbolice pentru a se adresa poporului rus, iar unii blogări militari ruși pro-război au afirmat că el va profita de această ocazie pentru a declara fie mobilizarea, fie trecerea la un război oficial cu Ucraina. Serviciile secrete ucrainene și occidentale au avertizat de asemenea în repetate rânduri cu privire la pregătirile de mobilizare ale lui Putin ce ar putea avea loc la mijlocul lunii ianuarie. Cam atât a fost, dragii mei, și acest material. Voi ce părere aveți de ultimele informații și despre tentativa de asasinare a lui Zelensky, dacă pot să-i spun așa? Nu uitați, citesc aproape toate comentariile, așa că de-abia aștept să vă ascult opinia. Ne auzim cu noi materiale. Mult succes în absolut tot ceea ce faceți și multă sănătate, dragii mei!